Hello, dear darling, și bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi am o freză super mega dubioasă pentru că m-am apucat eu să mă joc cu părul. Dar anyways, nu asta este ceea ce contează, ci, după cum ați văzut din titlu, astăzi vom face un challenge și anume mă voi machia numai cu rujuri. Doamne ajută! Salut, eu sunt Vlad și iar sunt îmbrăcat în negru. Ca să nu mai pierdem timpul, haideți să începem! Pitic! Ia zi-mi tu mie, vrei la un moment dat să facem... Ai dat jos chestii? Să facem un challenge în care tu mi-alegi machiajul, tu și cu pisica și cu Luna. Vrei să vezi? Bună, eu sunt Vlad și am ochii închiși. Weird, awkward moment. Nu, frate, m-ai făcut plină de Ipsos. Tam, tam, tam. Uite-l pe Vlad, mă recunoaște. Yay. Evident, datorită faptului că am spus că o să lucrăm numai și numai cu rujuri, nu vom avea primere, nu vom avea absolut nimic. Thanks to God, este bine că rujurile sunt lichide, ceea ce înseamnă că pot să le folosesc cum vreau eu. Evident, voi începe cu ochii, dar habar n-am ce culori vreau în mod specific, așa că nu știu, o să facem ceva foarte exotic, vai de capul meu. După cum am spus, voi începe cu ochii. Și am să folosesc din NYX Liquid Suede Vault 2 niște nuanțe, cum ar fi această nuanță No Envy, pe care o voi pune în cris. Ok, blenduim. Ce ai să plângi? La final. Să vedem ce o să iasă. O să folosesc următoarea nuanță, este NYX Soft Matte Lip Cream în nuanța Cairo. Se întâmplă să nu am absolut nimic mai deschis de atât, ceea ce este sinistru, dacă mă întrebați pe mine. N-am efectiv niciun alb. Am această chestie care este un gloss, shimmer gloss. Care este diferența dintre shimmer și gloss? Este gloss shimmer. E literally un gloss cu shimmer. Adică cu un pic de sclipici. Zidef, mă rog. E frumos ce faci. Până acum arată. Chiar arată profi. Și este NYX Shimmer Chatoyant. Pentru că French is not my language. În nuanța clear. Hai, Vlad, explică-mi tu ce este acolo. C'est un chatoyant. 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 Și NYX Lingerie pour le lèvre. Pour le ce? Următoarea nuanță este Crushed de la NYX Liquid Suede. Că-s diferite, nu știu tu de astea. Uite, o să folosesc în sfârșit o pensulă. Trecem mai departe și voi folosi, nu știu ce voi folosi. Uite, o să folosesc un vișiniu. Mi-au căzut toate rujurile. Uite, o să mai pun niște ruj de ăsta, mai închis. O să pun așa. Ia, da, da, pun un pic de unghi acolo. Zic. Deci că mi-a dat sânge. Vreau să-ți arăt rog frumos unde îmi curăți o pensulă. Zici că mi-a încercat ceartă de aia proastă pe stradă. Vino înapoi, nu că plec la mama. Vino mă înapoi să ne împăcăm. Și acum vom face un cut crease. Iar dacă nu știți ce este un cut crease, găsiți evident un tutorial corect în Simple Sunday și undeva pe aici. Și acum o să folosesc această nuanță de albastru, violet, something, something, Industrial Paradise, NYX Liquid Suede. Greșit. Știi că ești în Tom și Jerry când și-a desenat Tom ochii ăia, știi, să pară că e treaz. Fobulină galbenă în mijloc. Nu am, că am căutat, nu am niciun ruj galben. N-ai niciun ruj galben? Nu. De când fac... Nu e ca partii fără ruj galben. Dacă veneam la tine, eu, clientă, și spuneam în felul următor. Hei, astăzi este nunta mea, vreau să arăt ca o banană. Să dea cu fard. Poți să-ți sugerez? Nu pot să-mi sugerez. Un produs de make-up să faci totul să arate mai bine? Cu șervețul de machiaj. Următoarea nuanță este Liquid Suede Jet Set. Mă, tu faci bine ce faci, ești talentată. Am să folosesc NYX Cosmic Metals în nuanța Metropolitan Night. Mamă, dar pe bune, le faci super bine. Mi zice că știu ce fac. Siempre es un buen momento para que una mujer se encuentre guapa y atractiva. Ce? Az resaltar esta belleza propria de cada mujer con la ayuda de la linea de accesorios cosméticos Bella. M-am plictisit, nu știu ce ai zis acolo. Cetățele de machiante. Sunt bureței. Bureței, în spaniol. Trecem mai departe și o să folosesc acest NYX Liquid Suede în nuanța Alien. Flavia, apropo de cultură, vrei să zic o glumă? Nu cred. Două ciori. Stătea un gar. La un moment dat când trece trenul, o cioară s-aruncă în fața trenului. La care cealaltă cioară? E, ce să zic, Ana Karenina.
Stai puțin că trebuie să-mi pun crimel. Fii atent, am aici un NYX Liquid Suede, put it on. Și să fac așa, deci jur că n-am mai făcut asta în viața mea. Stai mă locului, ești cel mai prost client de make-up. Și acum să șterg de desubt și să mă apuc. Ai zis sub. Ok, și acum să-mi fac fondul de ten. Yay! Abia dacă mă aștepți 30 de secunde, am o unealtă perfectă pentru că să faci fondul de ten. Nu mulțumesc. Mă sunt serios de la nu asta. Vreau. Și ultima oară a fost serios, trebuie să ai încredere în mine. Eu vreau să-mi anulez aceste cearcăne și o să folosesc acest roz. Eu îți recomand o pernă ca să-mi anulez. Mersi. Am să combin acest Romance Beauty, care este cel mai deschis, aproape cel mai deschis ruj pe care l-am, Doamne ferești, cu nici nu știu cu ce, deci jur că nu știu cu ce o să-l combin. Deci e... Nu știi cu ce-l combin, dar pot să te ajut să zic cu ce-l aplici. Aolo, cu ce-l aplic? Ți-am adus o unealtă specială. Ai, bă, serios? Nu, pleacă de aici. Am făcut aici o nebunie, hai să... Nu o să aibă nicio treabă cu mine, asta sunt convinsă. Ma! O să recomand să pui din asta? Fiat... Genial? Doamne, o să arăt ca un glitter din nou, nu cred că e în regulă să fac asta. Să-ți scot un discobol, dar știi bine o să prindă șarful pe tine? Nu, nu face nimic, nu face absolut nimic chestia asta. Uite și tu cum arăt, minunat, deci este minunat. Efectiv, nu am nimic mai deschis! Flavia Flora a sărit peste fondul de ten și a început cu conjuring. Hai să blendim ce am aici pe față, toate culorile. Fii atent, uite cum arăt. Minunat! Mamă, zici că ai abuzat de abonament solar. Fii atent ce fac aici. Uite, aici am un nude de ăsta, care nu mai este nude, nu știu ce e cu el. Hai, mai adăugăm. Să am măcar o culoare uniformă, știi ce? Da, uniformă, da. Aoleu. Aș putea face asta? Am că devin un pic mai uniformă, stai așa. Stai să mă vezi la final. De-abia aștept. Gata. Acum e roșu. Conjuring. Au, scuze. Conjuring. Mă, nu prea se vede cu ăsta, trebuie să stau cu ceva mai zdravă în chest. Ăla-i ce trebuie. Deci, fără mai mic, ce aici fruntea. Ia uite ce frumos. Uite mă că se vede bine. Da mă, e ok, sunt plăcut surprins de skill-ul tău de make-up artist. Hai mă că arăt decent. Hai să-mi continui partea de zici jos. Zici că adormi pe plan. Voi continua partea de jos sau ochilor? Aia zic, atât. Rave. Duci. Aia zic. Da, subscribe. Da, uite. Să te văd la buze cum te descurci doar cu ruj. Wow, o să fie o provocare adevărată. Flavie, știi care e diferența între Buzău și Pitești? Mi-ar fi rușine, sincer, de gluma asta. Pentru tine, așa zic. Mai numai pentru tine zic, atât. O să-mi dau cu negru în parte de jos, ca să continui. Vreau să-mi fac sprâncenele într-o culoare turbată. Albastre. Ai zic. Amă, care zici că sunt dintr-un videoclip de Britney Spears. Ăla în care se retrăgea din muzică sau care? Da. Fii atent, acum îmi fac accent la sprâncene. Asta aveai nevoie. Asta am nevoie. Accentoare, da. Un pic de negru. Pic de negru. Bagă, hai. Pe arcadă aici. Serios, arăți de parcă te-au respins de la Suicide Squad. Hei, Harley Quinn, ai o verișoară mai urâtă? O să zâmbesc. Cred că mi-am dat ca mult, just saying. No, crezi? Fii atent. Stai zic. Hei, permite-mi să te ajut cu aceeași mișcare. Mulțumesc. Acum o să-mi pun iluminator aici. Ce-ți lipsea? Aia spun. Pentru look-ul complet de pom de Crăciun. Oriunde aș vrea să mă uit, tot la tine ajung. Închid ochii și tot te văd cu reflexii. Arăs ca un homa. Și acum la buze trebuie să facem ceva sexy. Portocaliu. O să pun portocaliu. O să fie chiar penibil cu totul. Dacă tot arăt de parcă sunt scoasă din solar la 50 de grade. De capul și de zilele mele. Știi ce culoare e aia? Culoare de gunoier. Este fix culoarea de tanga din alea de vezi fetele alea. E culoare de salvamar. Culoare de Baywatch. Gata. E bine, acesta a fost challenge-ul de astăzi. L-aș fi făcut corect dacă aș fi avut un ruj alb, mat, dar evident, dacă nu am avut așa ceva, am zis că, hey, why not just make fun of it? Pentru că, da, suntem aici să ne distrăm și să ne simțim bine și dacă v-a plăcut, nu uitați să dați subscribe canalului meu pentru mai multe challenge-uri pe viitor și de asemenea un like și mă puteți găsi și pe Instagram și pe Facebook și până data viitoare, nu uitați, dragii mei, always love makeup. Haideți să-l setăm! Setăm! Este o operă de artă și ca orice operă de artă ar trebui imortalizată. Ca orice operă de artă
imortalizată. Serios? Oh my god. Dar nu mai sunt Am stricat un tricou. N-am stricat nimic, am creat. Sunt creator de conținut. Respir. 1, 2, 3 și... Vreau să văd și eu. Ce mișto ești. Vreau să văd și eu. O să mă apuc să mă spăl pe față mai întâi și să-mi spun de păr. Mai întâi. Hai de capul meu. Ți-a ceva? Nu știu, de bine început. Trece mai departe, nu pot să stau cu ochii deschiși la nix ceva, nu știu ce e asta, o să încerc cu asta, pentru că nu știu, nu știu, de ce este groază de chestia asta, mă, da. Trebuie de grav, serios. Destul de. Pe bune? Aole, serios, doar atât? Am venit! Bun, o să încep cu altceva atunci. Hai să încercăm cu altceva. Să mă știu cum prosop pe care o spălat. Încercăm și cu șervețele umede și cu apă micelară, poate funcționează. Hai de capul meu. Deci am ostru ochi, sincer, nu știu cum să-ți explic. Adică este îngrozitor ce se întâmplă aici. Deci never fucking ever nu mai fac un astfel de challenge. Nu sfătuiesc pe nimeni să facă un astfel de challenge. Este îngrozitor. Adică e fun and all that jazz, da, băi, nene, cât de greu se dau chestiile astea jos de pe față. Te filmezi pe tine, ești acord? Posibil, posibil să fac asta. Serios? Uite ce am făcut peste tot, e plin de chestii. Se șterg oglinda asta, dai seama, nu? Știi ce se spune cu oglinda sufletului? Nu, nu știu ce se spune cu oglinda sufletului. Oglinda este oglinda sufletului, se spune. Ce? Nicio treabă cu nimic. Deci nicio treabă, jur. Tot am impresia că mai am pe față. Nici nu mai știu acum, sincer, ce culoare am natural la față. Deci de când nu știu să atât de mult, că nu mai știu culoarea mea naturală. Hei, măcar am sprâncenele normale. Măcar, uite și toate coșurile astea au reapărut în viața mea. O minunăție. Arată om normal? Da, dar acum poate mai chești tu. Acestea fiind spuse, trebuie să mă dau neapărat cremă pentru că mă... Deci nu mai pot, fața mea este vai de capul ei, săraca. Plus cremă de ochi. Ta-da! Sunt normală, finally!